În principal, biogazul se poate obține dintr-o diversitate mare de surse energetice regenerabile. Biogazul în principal este metan. Metanul fiind o sursă energetică regenerabilă cu o mare aplicare la nivel internațional. Pentru un necunoscut poate suna complicat, însă pentru cei care știu, este suficient de puternic pentru a schimba o mentalitate. Studenții care au trecut deja de primul an de master spun că studiile lor de astăzi vor da rezultate mai târziu. Disertația o să o facem în cotutelă cu una din universitățile partenere, sunt 4 universități, din Turcia, Bulgaria, Ucraina și Bulgaria. Ce ți-ar plăcea să faci mai departe după ce vei termina acest master? Proiectare în domeniul eolian. De ce eoliene? Pentru că stau în Constanța și Dobrogea are un potențial foarte mare în acest domeniu de dezvoltare. Profesorul lor îndrumător, Eden Mamut, vorbește despre un enorm potențial al Dobrogei în domeniul energiei regenerabile. Pentru marile proiecte din domeniul surselor energetice regenerabile din zona Dobrogei, dar nu numai din zona Dobrogei, vorbim în primul rând de proiectele mari din zona energiei eoliene, dar alături de acestea sunt și proiectele pentru valorificarea energiei solare, a valorificarea energiei biomasei. Rețeaua Universităților de la Marea Neagră a fost însărcinată, abilitată să pună în operă această decizie. A urmat o perioadă de identificare a partenerilor, de identificarea surselor de finanțare, și cu sprijinul programului de cooperare transfrontalieră finanțat de Comisia Europeană a fost inițiat proiectul ARGOS, proiect care vizează dezvoltarea în această zonă a Mării Negre a unui model de cooperare între universitățile din această zonă pentru dezvoltarea de programe comune pe zona de masterat, doctorat, dar și pe zona de licență. Acest proiect a fost inițiat în 2008 prin decizia ministrilor afacerilor externe din țările membre ale cooperării economice la Marea Neagră și este sprijinit de Comisia Europeană. Cine vrea să intre în echipa experților în energie regenerabilă se poate înscrie până pe 27 iulie sau între 10 și 18 septembrie la masterul Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile din cadrul Universității Ovidius. Potrivit Asociației Europene pentru Energie Eoliană, România și-a asumat că în anul 2020 va produce 24% din consumul țării din surse regenerabile.